Sora Zi și pe canalul meu. În această seară vreau să vă arăt cum am ajuns la acest rezultat, la acest look, folosind doar mostre, campion și produsele cele mai mici din colecția mea. Începând de la pregătirea feței, curățare, detergent și așa mai departe, ce vă las cu tutorialul. Acesta este Kale Green Tea Spinach Vitamins. Mai întâi trebuie să-mi umedesc fața, să-l folosesc ca și cum ar fi un gel de spălat, wash off, și după aia să îl clătesc. Și o să-mi umedesc fața cu un burețel. Bineînțeles, este umed. M-am demachiat. Voi folosi doar o parte din el, pentru că scrie de folosit de două ori, adică voi folosi noaptea asta, înainte de... Am aplicat tot tratamentul pe bază de campioane. Miroase așa a tip a aloe. Este un gel. Cred că o să-mi ajungă de două ori, pentru că într-adevăr este foarte puțin. Este foarte dens, lipicios, transparent și trebuie curățat cu apă, adică clătit cu apă. Și merg din nou cu buretele, cu aloe vera, vitamina A, C, E, B5 și camomilă. Adică mușețel. Și asta o să-l las pe mâine. Trebuia să vi-l arăt mai întâi, dar niciodată nu e prea târziu. Glam Glow Duo. Primul și al doilea pas. Și o să facem pașii. Folosim primul pas și o să lăsăm pentru 30 de secunde să se absoarbă, iar apoi vom folosi pasul numărul 2. De folosit ca tratament de noapte. Este specificat pe pielea demachiată curată. E o cremă. Să pun pe toată pentru că este o singură doză. Tratament transformante, transformant de noapte, dar wow, are un miros extraordinar. Cred că a portocală. Vreau să evit zona ochilor pentru că nu sunt sigură că acest tratament este și pentru ochi. Deci scrie față, clar nu este pentru ochi. Trebuie cum evitată zona ochilor. Mi s-a întâmplat cu alte seruri care era scris de față și pentru piele sensibilă, dar nu scrie nimic despre ochi, că trebuia să evit zona ochilor. Și când am discutat cu brandul respectiv și am spus că mi-a provocat iritații la ochi, păi nu era de folosit pe ochi. Ok, dar nu scria. Nu scria evitat zona ochilor. Ok. Și las 30 de secunde să vină absorbit. Și are același miros, doar că este mai închisă la culoare. Dacă prima era un pic albă, aceasta e un gri. La fel, mi se pare că are o cantitate foarte mică. Are același miros. A caramele de portocale. E mai densă. Și este o mască de noapte. Mi-a sărit peste tot, sper că n-a sărit pe cameră. Ok. Scoatem fiecare picătură. Densă și lipicioasă. E ca un unt de corp, numai că foarte, foarte dens. Pot spune că îmi place. Îmi place cum se întinde, adică se vede că e bogată. Simt așa tingling. Și o să-mi hidratez buzele cu Lanolips de la Sephora și acesta este un campion, este o mostră. Și asta îmi place, e destul de dens, așa... Să spun că are consistența unui gloss. Pentru ochi nu am niciun campion, gel pentru împrejurul ochilor și o să folosesc un full size Smashbox Fito Finish Hydrating Under Eye Primer, bază hidratantă conturul ochilor. Scrie mai specific că este pentru sub ochi, pentru această zonă, dar în engleză, dar în franceză scrie conturul ochilor. Deci, în teorie, este ok și deasupra, adică în toată zona ochiului. În caz că o să-mi aduc aminte sau o să găsesc ceva rătăcit, o să-l folosesc mâine dimineață. O să continui cu pregătirea, rutina feței cu campioane. Pentru în această seară sunt gata
de somn. Ne vedem mâine, adică peste câteva secunde. Ok, și sunt foarte, foarte bine hidratată, pot spune prea hidratată, pentru că deja, după cum vedeți, mi-au și câteva coșuri. Neapărat doar din cauza produsului ce l-am folosit, dar cred că și din cauza acelei perioade ale lunii. Și o să continui machiajul cu produse mini cu mostre. Și o să merg de la Smashbox Fito Finish Pore Minimizing, o să-mi pregătesc fața, priming my face. Îmi plac campionii pentru că îi pot lua cu mine în excursii, în vacanțe, dacă plec undeva pentru câteva zile. O să-mi fac mai întâi sprâncenele și o să folosesc de data aceasta un produs foarte mic, pentru că așa este el, este formatul, să spunem, mare, de la Inglot Cosmetics Brow Liner Gel. Acesta este nuanța 22 și are doar 2 grame. Wow! Este super tare. O să folosesc o pensulă din small size, un kit de voiaj de la BH Cosmetics și are pensule cu două capete foarte micuțe și pe partea aceasta văd că are și pentru sprâncene. Sunt foarte mici, dar au capete duble, deci pot fi folosite foarte ușor în voiaj. Iarna a venit la sfârșitul lui februarie cu multă, multă zăpadă și cu mult, mult frig. Și de aceea am schimbat și fundalul să mai încălzim un pic, am spus un pic de portocaliu mai încălzește privirea, măcar privirea. Și mai am un set și de față, ăsta e de la Real Techniques, deci cred că trebuie la toată lumea măcar un mini set de pensule pentru voiaj. Am de la Laura Cosmetics un mini primer de ochi, a venit împreună cu o paletă, cred că era Unzipped, da, Unzipped Palette. Lorac în Europa nu l-am văzut deloc, deci am făcut o comandă mai de mult în America. Ca și primer nu este ca cel de la Urban Decay, se comportă binișor, nu are acoperire, tinde mai mult pe transparent. Ca și fard de ploape, cele mai mici farduri, ca și gramaj, sunt cele din MAC Cosmetics, din Burgundy 9 Times. Asta e pe Burgundy. Mai am încă una și pe Mauve. Dar, în fine, deci acestea sunt cele mai mici farduri de ochi care le am în colecție. Cât un bănuț, cum aș putea spune, cât cel un picuț mai mare decât cel de un cent. O să iau această pensulă, tot de la BH Cosmetics, partea fluffy. Nu mă așteptam să fie așa micuțe fardurile de la MAC, deci pe bune. Știam că sunt mici, dar nu așa de mici. Ok, într-o paletă normală, normală să spunem, haideți să vă dau exemplu cea de la Too Faced Chocolate Bonbons, da? Aia în formă de inimioare, care are fardurile în formă de inimioare. Mie le-am plac. Sunt într-adevăr micuțe, costă vreo 45 de euro, dar sunt o grămadă de farduri. Ok, dar acesta e 42 de euro și are doar 9 culori. Mi se par extrem de scumpe. Un pic mai aproape să vedeți exact. Ca și pensulă de urgență e ok, dar ca și pensulă de în fiecare zi nu aș opta pentru pensula aceasta, adică... Pentru tot setul, să spunem, e ok, dar mi se pare că pierd mai mult timp decât aș fi, dacă aș fi folosit o pensulă cu coadă lungă. Și când ești în vacanță, vrei totuși să arăți bine în poze, chiar dacă nu ai toate instrumentele. În special când ești în vacanță, vrei să arăți bine, deci clar o să vrei să te machiezi. Pozele care o să rămână, selfie și tot ce o să vină publicate pe social, vrei să arăți cel mai bine. Vrei să-ți aduci aminte cu drag de acele momente. Are culori faine, dar nu ar fi o paletă care ar putea lucra singură. Deci clar o să mai ai nevoie și de alte palete. Cred că doar pentru smoky ar fi ok să folosești doar culorile intense, pentru machiaj foarte rapid. Și vreau să adaug un pic de lumină. Tot de la BH Cosmetics o să iau această pensuliță. Dar sincer nu cred că aș lua această paletă în vacanță, deci nu prea aș avea de unde alege, măcar știu 3 lucruri acolo, nu am destule
culoare deschisă care să ilumineze cât de cât. Calitatea fardurilor de la MAC este deosebit de bună. Ok. Nu. Deci nu am ce spune despre calitatea acestor farduri. Și nu cred că aș sta atât de mult să blenduiesc în vacanță dacă m-aș grăbi, adică aș vrea să fiu gata în câteva minute. Pentru că sunt mai concentrate, poate și în această cauză, le-au făcut așa mici. Când am fost în excursie sau chestii de genul, nu am luat cu mine produse minuscule, în afară de cele de face care, adică creme, tot ce înseamnă, știu eu, produse de curățat. Adică am preferat să iau paletele alea mari, mă descurcam mai bine cu ele. Pensulele, da, dar nu palete. Ce, vreau să vă arăt niște produse noi, de la Lime Crime Diamond Crushers și o să vedeți și cam cum se comportă. Am făcut niște swatch-uri. Acestea sunt rujuri, sunt toppers. Eu le voi folosi pe ochi, la machiajul ochilor. Pe buze, pe un ruj, stau bine, dar nu stau perfect. Și o să vezi în mini tutorialul care l-am făcut cam cum s-au comportat și de ce spun acest lucru. Au, în primul rând, o strălucire mai frumoasă, reușesc cât de cât să creez ceva cu ele și se usucă mat, deci da, stau foarte bine pe ochi. Nu este prima dată când le folosesc pe ochi și de aceea am vrut să vă arăt. Știu că Lime Crime are și pentru ochi eyeshadows, da? La fel, a făcut din aceeași gamă Diamond Crushers și pentru ochi, dar sincer, e acesta pentru buze, nu cred că l-aș folosi foarte, foarte rar și cred că stă bine singur. Adică mi-a fost un pic mai greu să-l aplic peste o culoare, știu eu, de ruj, chiar și o culoare mat. În primul rând, pensula e nașpa. Deci pensula e nașpa tare, tare, tare. Dar pe ochi funcționează. Deci rujulețele merg la ochi. Tușul cel mai mic din colecția mea, nu aveam o mostră, este cel de la Yves Saint Laurent și are doar 3 ml baby doll. Deci nu am mostră, dar folosesc ceea ce am cel mai mic în colecție. În rest au 4 ml, 4 ml jumătate, 5, chiar 6 ml. Cele în gel au 6 ml, foarte, foarte multe. Cel puțin cel de la Kiko are 6 ml. Și cred că costă în jur de 30 și ceva de euro până în 40 de euro. Prep Start Eye Cream de la Clinique. O mostră. Mostrele în general îmi vin de pe Sephora. Mai am și alte site-uri de unde cumpăr. Eu vorbesc marea majoritate despre Sephora pentru că aș putea spune că este magazinul meu preferat. Dar nu doar Sephora trimite mostre. Le mai iau și din magazin, adică Limoni. Douglas și ok, un magazin care nu mi-a trimis mostre. În Italia, marea majoritate îți trimite, cineva îți dă, eventual nu o să dea 100 de bucăți, dar marea majoritate dau câte ceva, în special dacă au produse noi, ca să promoveze și așa mai departe. Ok, magazinul care nu mi-a dat nimic și am rămas uimită, deci într-adevăr foarte, foarte uimită, a fost Urban Decay. What? Pe bune, cumpărasem de la ei
Ok, care e ideea cu mostrele? Da, reușești să merg cu o coadă de pensulă ca să mi-l întinde mai bine, să nu mi-absorb degetele produsul, vreau să rămână totul pe față. Deci, plătești prețul întreg, nu ai nicio ofertă. Cel puțin pot să spun eu experiența mea cu site-ul oficial din Italia, de la Urban Decay, și luasem Freebase, pentru că pe Sephora nu era. Apăruse noi și era una exclusivă doar pe Urban Decay, ok, am vrut să le iau, le-am luat, sunt bucuroasă, îmi plac, ok. Nu am plătit shipping pentru că cumpărase mai multe produse, dar nu am avut nici măcar, știu eu, un șervețel de machiant ca și mostră. Pe când, când cumperi de la Sephora, plătește același preț, care l-ai plătit și pe Urban Decay, da? Deci au aceleași prețuri. Pe Sephora ai mai multe probabilități să ai niște oferte, pe Urban Decay sunt, dar mai rar, și pe Sephora primești sigur ceva campioane, adică, da. Clinique Beyond Perfecting, ăsta e numărul 6, Ivory, tot un campion, ăsta e fond de ten și că vezi, doamne, face și de concealer, adică nu mai este nevoie să folosești corector sau alte chestii, ăsta acoperă tot, arată foarte, foarte bine. Ok, este un produs nou, chiar abia aștept, sunt foarte curioasă să văd cum merge și o să merg direct pe o pensulă de silicon, pentru că nu vreau să pierd din produs, având în vedere că este un campion. Sunt foarte curioasă culoarea, în special că, ok, pentru toate tipurile de ten, de la uscat până la oil mixed combination, adică, wow, merge pe toate tipurile de ten, chiar sunt curioasă. Deci ăsta este numărul 6, Ivory, și ca și culoare pot spune că este destul de aproape de nuanța feții mele, dacă nu se oxidează. Problema cea mai mare care o am cu fondurile de ten este că se oxidează și devine o culoare mult prea închisă față de culoarea tenului meu. Da, este deja foarte închisă și dă spre portocaliu, dar hai să vedem cam ce o să iasă. Nu mă văd așa galbenă, pare că sunt bolnav. Cele mai mici beauty blender din colecție, nu sunt mostre, acesta aș fi de ochi și acesta este de față și o să folosesc pe ăsta. Sincer, nu mai știu de unde l-am luat. Ok, deci băgăm aici așa în apă, vedem cât de mare crește. Nu mai știu de unde l-am luat, cred că l-am luat dintr-un set unde erau 3 sau 5 beauty blendere și ok, a crescut cât de cât, deci e mai acceptabil, pot să lucrez cu el acum. Ok, wow! Și, deci l-am luat în set, eu cred că e mai convenabil să cumperi beauty blender în set, undeva tip cumperi 3 și plătești 2, mi se pare destul de uleios. Acoperă bine, ca și textură, nu sunt foarte fericită. Wow! Wow! Deci, nu, pe bun, chiar sunt foarte curioasă să văd cât de bine se comportă. Și totuși este ciudat cum un fond de ten poate să fie ok pentru toate tipurile de ten, adică deci nu usucă pentru că este pentru ten uscat și nu îngrașă pentru că este pentru ten gras. Chiar sunt curioasă să văd ce se întâmplă cu acest fond de ten. Până în momentul de față acoperirea îmi place, este ok, nu este nuanța mea, clar, nu puteai să... Nu aș fi putut să-mi aleg eu culoarea din mostră. Acest fond de ten l-am primit din magazin. Cum spuneam, limonii face parte din Gardenia și probabil să aibă de-a face și cu Douglas, pentru că am văzut produse de la Douglas în magazinul limonii. Ar fi ca o parfumerie, știu eu, high-end, un pic mai de lux. Ok, un pic cam închis, s-a oxidat față de cum era la început. Pudra fixantă cea mai mică care o am în colecție este de la Maybelline Superstay 24 Long Matte Powder Waterproof în nuanța 10 Ivory și este cea mai mică din colecție pentru că are doar 9 grame. Celelalte au tip 10, 15 și o să folosesc pensula de la Real Techniques, cea pentru voiaj. O să fixez așa, random. Formatul mini. Acesta cred că este o mostră. A venit într-un set
De la Too Faced Chocolate Soleil Bronzer Matte Intense Medium. Și este așa. Ok, cu aceeași pensulă o să-mi fac bronzul un pic. Da, cred că ăsta a venit într-un set. Cumperi produse în valoare de minim 60 de euro și ai formatul mini, setul de voiaj, ceva de genul, cred că l-am luat. Nu este sponsorizat acest video și niciun video care l-ați văzut până în momentul de față. Sunt toate produse cumpărate de mine, nu sunt priority. Și acesta, formatul mini, miroase ciocolată, îmi place. Deci sunt câteva produse la Too Faced care îmi plac enorm și sunt câteva care pur și simplu nu sunt pentru mine. Ok, o să merg un pic și pe nas, foarte puțin. Fac bronzing, nu fac contouring. O să merg cu aceeași pudră și cu burețelul cel mai mic, de data asta nu lumezesc, o să merg uscat. Vreau să-mi fixez aici anti-cearcănele. Anti-cearcănul. Blush-ul la fel, este cel mai mic din colecția mea. Chiar dacă este full size, este de la Milani și 3,4 grame. Deci este cel mai mic blush, chiar dacă vi se pare așa de mare, nu este chiar așa de mare. O să curăț pensula de bronz. Milani Baked Blush este blush-ul cel mai mic din colecția mea. Toate celelalte sunt mai mari decât acesta. Acesta are doar 3,4 grame și este full size. Tot ce am în colecție este în jur de 5, 7 grame, chiar 10 grame unele. Iluminantul cel mai mic din colecție este dintr-un set. Becca în nuanța Opal, cel mai mic iluminant care l-am în colecție și acesta are 2,4 grame. Aceasta este o pensulă de concealer, tot de la Real Techniques, dar o să folosesc la iluminat. Oh, wow! Wow, chiar arată bine! Wow! Cred că o să o folosesc un pic și aici pentru că mi se pare mai luminos decât cel de la MAC. Da? Super! Rimelul Guerlain Lactirub Noir. Am o mostră, da? Deci îl desfac până la jumătate. Are, ok, are liniuță până aici, da? Deci până la jumătate. Și o să pot lua în acest fel pensulița. Să-l învârt un pic, vreau să iau din produs, pentru că sigur nu a ajuns peste tot. Deci vreau să amestec. Și iată pensulița. Se poate introduce la loc, deci puteți să-l refolosiți încă, știu, încă o dată, de două ori. Teoria este de unică folosință. Nu l-aș lua cu mine în voiaj de unică folosință pentru că mi-ar trebui pentru mai mult timp, măcar pentru câteva săptămâni sau pentru câteva zile. Și sincer, nu îmi place. Nu-mi place. Deci nu se lipește deloc. Nu știu dacă e din cauza mostrei, poate că s-a uscat, dar n-are cum pentru că este foarte bine sigilat. Deci ca idee, dacă acesta este produsul care ne-l dă în tubul adevărat, original, full size, nu, și în special știu că Guerlain are prețuri destul de înalte. Deci nu am cum să merg cu asta și o să merg cu Paradise Extract Mascara Noir de la L'Oréal Paris. L'Oréal Paradise. Și este cel mai mic mascara pentru că are doar 6,4 ml. Cel mai mic mascara în colecția mea. Și deci nu am putut să merg cu mostra, aceasta este situația. O să iau o pensuliță micuță, aceasta e de la Real Techniques, din același set. Și o să iau, cred că, această culoare pentru partea inferioară a ochilor. Și o să merg așa. Pensulița asta chiar îmi place. Cel mai mic creion de ochi l-am de la Lancome Le Crayon Cahul. Conține 0,7 grame și este măsură, să spunem, sample, adică este o mostră. Produsele de la Lancome chiar îmi plac. Îmi place rimelul, îmi plac parfumurile, luciul de buze. Cred că tot ce am probat până acum de la Lancome îmi place absolut tot. Cel mai micuț ruj care l-am în colecția mea este iarăși dintr-un set de la Sephora. Mini lip stains.
mini lip stains și o să folosesc astăzi, dacă tot sunt în burgundy, să folosesc acesta în nuanța numărul 14 și are doar 1,3 ml, deci este minuscul. Și vreau totuși să iluminez un pic acest look. O să folosesc din nou de la Becca, în nuanța Opal, iluminantul în colțul ochiului. Și iată finalul. Ne vedem data viitoare la un nou episod, tot aici pe canal Rosie Pink 19. V-am pupat pe culori!